un om foarte simplu, dar foarte smerit și iubitor de Dumnezeu, care avea un cuvânt în comunitatea lui. Foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Adică Domnul știe ce este mai bine pentru mine. Și el spunea, rimat, acest cuvânt tuturor. Foarte bine, foarte bine. Domnul știe ce e bine. Și la un moment dat, el avea un cal foarte frumos, a venit un târgar ca să îl cumpere și a dat o sumă foarte mare de bani. Și sigur că el s-a atașat de acest cal pe care îl îndrăgea foarte mult și l-a refuzat pe acest cumpărător. Și ceilalți din comunitate l-au judecat și au zis, măi, ți s-a oferit o sumă atât de mare, ai fi putut lua câțiva cai pe suma asta, ți s-ar fi umplut curtea de cai, de ce l-ai refuzat? Fiindcă eu m-am atașat de acest cal și mi este foarte drag. Și spunea iarăși acest om, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce bine. Și l-au judecat ceilalți, uite ce spune. Cum spune așa? Foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce bine. Și la un moment dat, calul a ieșit din ogradă, pe nesimțite. N-a fost atent și calul s-a făcut nevăzut. Și acum oamenii cu și mai multă asprime îl judecau pe acest confrate de-a lor. Uită, spune foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce bine și a rămas și fără acest cal. Uită, a rămas fără nimic. Însă el, chiar atunci, când nu mai avea calul mult iubit, spunea foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce bine. Și la un moment dat, calul acela frumos s-a întors în ograda stăpânului său cu o herghelie de cai sălbatici. A mers undeva și a adunat după el, a reușit să adune o herghelie de cai sălbatici, foarte frumos. Și îmblânziți în chip minunat de acest cal, în curtea acestui gospodar. Și s-a apucat cu fiul ca să potcovească caii sălbatici, bucuros. Și acum oamenii sigur, măi, uite, parcă are dreptate, dacă se încrede în Dumnezeu. Dar potcovind caii, fiul acestui gospodar s-a rănit atât de tare încât a căzut pe pas. S-a rănit foarte rău. Și iarăși îl judeca ceilalți. Vezi, a adus herghilea de cai, cu ce preț? Că s-a rănit băiatul? Ei, pe nesimțite, s-a apropiat o oaste vrăjmașă de acea țară și împăratul a poruncit ca toți tinerii de pretutindeni să fie înrolați în armată ca să apere țara. Singurul care a rămas acasă a fost acest tânăr care era rănit și nu a putut fi mobilizat. Și iarăși oamenii, măi, dacă te încrezi în Dumnezeu, întotdeauna e bine. Și atât de cunoscut a devenit acest om simplu încât însuși împăratul, într-o împrejurare, l-a luat aproape și a zis, uite, am nevoie de un om simplu să mă încurajeze, să mă bine dispună, fiindcă el era foarte optimist, se încredea în totalitate în Dumnezeu. Și l-a luat lângă el împăratul. Și împăratul a trecut și el printr-o încercare, a primit o spadă foarte ascuțită și încercându-o și-a retezat un dege de la mână. Și omul spontan, sărmanul de el, cum obișnuia el să spună, i-a spus însuși împăratului, majestate, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Și s-a întristat împăratul, măi, păi rămân fără dege și e foarte bine, afară cu tine. S-a supărat atât de tare pe acest sărman, încât l-a aruncat în închisoare. Și acolo a fost uitat, dar el și acolo în închisoare, ca și Iosif în Egipt, dădea slavă lui Dumnezeu și spunea neîncetat, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Și într-adevăr, s-a arătat lucrarea lui Dumnezeu la un moment dat când împăratul a ieșit la vânătoare cu supușii și a mers departe, departe și pe nesimțite s-a îndepărtat de regatul său. A trecut granițele și a ajuns într-un loc misterios și acolo erau canibali care mâncau oameni. Și a fost capturat și împăratul și însoțitorii și acum se pregăteau să mănânce canibalii. Dar ei aveau un principiu, numai pe cei integri la trup îi consumau, îi mâncau. Și văzându-l pe împărat, nu știa cine este, văzând că n-are un deget, i-a dat drumul și dus a fost. Și s-a întors împăratul acasă și și-a adus aminte de acest slujitor al său, care i-a zis, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Și l-a scos din închisoare și spășit împăratul i-a zis, o, ce rău am făcut că te-am aruncat în închisoare, că uite prin ce am trecut.
Și săracul om, iarăși spontan, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Păi cum? E bine că te-am aruncat în închisoare. Da, majestate! Fiindcă dacă eram și eu împreună cu mata printre canibali, acum eram în pântecele lor, nu mai erau lângă dumneata. Așadar, scump frate și scumpă soră, din această întâmplare, acest om simplu, care și-a pus toată încrederea în Dumnezeu, învățăm și noi să fim optimiști și să nu luăm nimic în tragic, ci să ne punem încrederea în Dumnezeu. Și să spunem și noi așa, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine.